Am revenit în direct în platoul M9 TV alături de invitatul nostru, domnul profesor. Haideți să vedem un pic, comparativ cu acea perioadă de atunci până acum, ce s-a schimbat? De ce? Da, este o întrebare foarte bună, pentru că observăm că astăzi nu mai există acea simbioză, acel atașament, acel spirit patriotic și dezinteresat cum a fost atunci. Lumea a venit din perioada, din epoca comunistă, a fost un sentiment patriotic, o rezonare totală a locuitorilor, să spunem, inclusiv a maghiarilor, pe problema lor. Uniunea Vatra Românească nu a fost niciodată împotriva unei minorități, împotriva unei etnii, dimpotrivă, a fost o chemare la concordie, la prietenie, la colaborare, deoarece istoria noi nu o schimbăm și nici nu dorim să o mai schimbăm. Uitați ce se întâmplă în zonele unde aceste conflicte se acutizează, se dezvoltă la indiviz un fanatism. Uitați ce se întâmplă. Mor oameni nevinovați. Și perioada contemporană nu trebuie să o asemuim cele din negura feudalismului. Apoi, am observat și vedem cu toții, spiritul acesta patriotic, angajamentul față de glia, de țara, că la urmă țara este o familie de care aparții, nu mai există. Au fost zilele Eminescu, sau ziua Poetului Național, ziua Culturii Române. Față de acum 20-30 de ani și mai de mult, n-am mai văzut la statuia lui Eminescu o prezență vie a locuitorului, care mergeau nechemați. În martie, în februarie 1990, nechemați au venit la sala polivalentă mii de oameni. Curgeau și roaile de oameni. De-abia am reușit să intrăm în sală și să ținem lumea sub control. Apoi există, chiar astăzi am aflat, mi-a spus o doamnă că nu merge nimeni la filmul care rulează la cinematograful din mall, Avram Iancu împotriva Imperiului. Merg 3-4 oameni la film. Păi Avram Iancu a fost un erou național. Și eu nu am știut de acest lucru, desigur. E un îndemn să facem acest pas. Pe de altă parte, cunosc, mă rog, am legături foarte multe cu oameni de bine și de bun simț din rândul maghiarilor și a secuilor. Am un prieten care are un magazin din ăsta cu de toate mărunțișurile undeva într-o parcare și care mi-a spus următorul lucru. Domnule profesor, de ce vă lăudă? E secui. De ce vă lăudați românii? Ce patriotism e la dumneavoastră? Că eu 4 luni merg pe an pe litoral și am dus stegulețe, drapele, insigne naționale. S-a vândut toată vara un singur steguleț galben, roșu și albastru. Roșu, galben și albastru. De ce credeți? Un singur steguleț și culmea mi-a spus că cei care l-au cumpărat au fost polonezi. Deci iată ce sentimente avem noi la ora actuală. Vine de la educație, de la indiferență și de la clasa aceasta politică care trădează. Pentru că noi aducem reproșuri funcționarilor și celor care sunt prin servicii publice că nu se implică și nu-și fac treaba. Dar exemplu, cine îl dă? Îl dă președintele țării care e de 9 ani într-o vacanță continuă, care are ca filozofie lenea și nemunca și atunci, de asemenea, conducerile ministerilor și ăsta e un exemplu cât se poate de viu pentru generația dumneavoastră, pentru generația mai tânără, dacă nu faci nimic, uite ce bine iese. Am ajuns președintele unei țări. Și este foarte important, pentru că în alte state am mai vizitat și alte țări, aș zice, destule ca să pot să spun așa ce doresc, și anume că în fiecare țară, în Elveția și peste tot, există drapele, există sărbătoarea cantonului, în Italia nu mai vorbesc, mai ales în țările de origine latină și care, mă rog, fac parte din francofonie. Foarte este dezvoltat spiritul acesta național, patriotic, sau pe stadioane și în altă parte. La noi văd că se blazează lumea foarte tare și fiecare începe să se închidă în cochilia lui, așa ca să respingă exteriorul. Și nu este bine.
vine de la educație, foarte clar, de la oferta socială pe care o dau cei care conduc România și absolut tot ce se întâmplă sunt acești indivizi de vină, inclusiv accidente de circulație banale. Pentru că dacă circulația pe drumurile publice ar fi organizată și ordonată în condiții serioase, nu s-ar întâmpla atât de multe lucruri. Da, și atunci am dat acest exemplu, colateral față de subiectul nostru de astăzi. Însă este foarte important de reținut că prin Vatra Românească, după vizite multe făcute la București, am fost și eu la câteva dintre ele, la conducerea țării de atunci, provizorii, cum se numea, la guvern, am înființat noi acolo, chiar am fost prezent când s-a înființat Vatra Românească la București. Am venit cei mai mari scritori acestei țări, pot să dau nume, Ion Alexandru, Francis Păcuraru, Vasile Curticăpianu și mulți alții, Sabin Făgărășan, care, Ion Coja și Sabin Făgărășan, care au fost militanți frecvenți și fervenți ai Uniunii Vatra Românească. Unul dintre ei nu mai există, că s-a trecut în lumea celor drepți. Și atunci s-a născut din ideea noastră Partidul Unității Naționale Române, care s-a făcut, care s-a construit în podul Radu Ciontea, care era la acea vreme președintele Uniunii Vatra Românească, ca românii din Transilvania, ca Vatra Românească să aibă un braț politic. Pentru că Vatra Românească a mers în delegație la București să fie primiți în discuțiile care erau la în dealul Mitropoliei, la Patriarhie, ale Frontului Salvării Naționale și nu au fost primiți. Au fost primiți romii, au fost primiți toate categoriile, afară de Uniunea Vatra Românească, care s-a spus că nu aveți organizație recunoscută. Și atunci Vatra Românească și-a făcut acest partid pe UNRT, Partidul Unității Naționale din Transilvania, pe UNR, cu sediul la Brașov, dar Târgu Mureșeni l-au făcut. Și într-o singură noapte s-au adunat numărul de 281 de semnături ca a doua zi să poată să se ducă la București în 15 martie 1990 a fost înregistrat la Tribunalul București această forță politică care a avut un rol important în primul Parlament al României, au avut 11 senatori și deputați și după aceea a avut chiar un număr foarte mare, a fost și la guvernare. Și acolo, din interior, s-au demolat inițiativele și toate visele noastre și toate dorințele și stăruințele și sacrificiile pe care unii le-am făcut acolo. Bunoară, cel care a fost ultimul președinte al Partidului Tabără, a trădat, a trecut de partea cealaltă, respectiv la PDL, și după aceea l-au făcut academician, l-au făcut de toate, din agronom. Și, uite, și ministrul agriculturii și, în fine, și alte situații de acest gen. Și atunci trebuie să fie un semn, că până la urmă vedem și facem această retrospectivă istorică. Trebuie să fie și un semn și o idee de a învăța astăzi cum trebuie să ne alegem oamenii și cum trebuie să ne formăm și la urmă este foarte important de reținut că România și românii pot fi salvați prin propria lor forță, prin propria lor voință și prin propria lor stăruință și muncă și nu prin altceva. Dacă așteptăm de la alții, uitați ce ni se întâmplă. Alții ne dau împrumuturi pe care generația voastră o să le plătească și o să întrebați peste 20-30 de ani de ce plătesc eu aceste sume imense care le-a contractat generația lui Sabău și care nu s-au făcut nimic din ei decât pentru furat. Asta este problema. Se fură peste toate țările, există corupție, cum se spune, sau se însușesc bani publici sau valori publice, dar ca la noi, nicăieri în Europa. E deja o constituție a hoției în România. Și atunci, Uniunea Vatra Românească, prin partidul său, a avut niște contribuții esențiale. De exemplu, imnul național Deșteaptă-te România este propunerea pe UNRT-ului, prin Vatra Românească. Și multe alte lucruri care au ajuns, până la urmă, consacrate în Constituția României elemente de respect național și de înflăcărare care trebuie să caracterizeze fiind această istorie a acestui popor și așa și începe programul Uniunii Vatra Românească, că verifică, valorifică cele mai interesante și mai frumoase tradiții pe care le avem din moș strămoș, de asta s-a numit Vatra Românească, adică din vatra străbună care milenar e pe același loc, n-a fost mutată și care a ars
continuu flacăra speranței. Așa, pe ultimele minute ale acestei emisiuni, să ne spuneți două, trei concluzii care se pot trage în urma acestui fenomen ce anume vatra românească, Uniunea Vatra Românească. Concluziile care se trag de pe acest fenomen, o parte am spus că a ars ca o flacără, ca o torță, dar care a luminat o perioadă foarte frumos și care a salvat până la urma urmei această țară de la dezastru. Ce a rămas și nu sunt, sunt modest și dacă spun asta. Pe de altă parte, a fost mult dușmănită, săpată din interior, conlucrată în sensul rău al cuvântului, încât încet, încet s-a dus la pierderea acestei idei, dar trebuia să fie preluată această cadență de alte organizații sau chiar vatra românească să fie revigorată. Știu că au fost câteva tentative, că era Florin Oprescu președinte și doctorul Opriș, Zenu Opriș, însă încet, încet lucrurile au luat într-o anumită direcție. Asta este tendința de dezvoltare a istoriei României, e bine, e rău, Uniunea Vatra Românească este un element, un fapt important în istoria noastră post-decembristă și putem să fim mândri că noi, românii, sau, mă rog, populația noastră românească din toate zonele țării a marșat spre această idee curată și civică. Îmi amintesc că la 20 martie, când au fost conflictele, conflictul din Târgu Mureș, populația din Vâlcea, populația din Galați s-a ridicat și nu se vorbește despre asta și a scris o lacrimă pe inima Transilvaniei. Sau la Galați purtăm tributul istoriei și lucruri foarte frumoase și a fost o efervescență națională foarte, foarte frumoasă și închei cu asta, dacă mai doriți mai, vă mai spun orice, anume că așa am început, nu a fost înființată împotriva nimănui. A fost o ripostă împotriva răului și acelui rău care, până la urmă, în unele părți s-a văzut cum intervine. Da, cu siguranță. Vă mulțumim foarte mult că ați fost din nou alături de noi. Eu am fost Alexia Socaciu, iar în continuare vă doresc o seară frumoasă.